Vreau să spun că e o bucurie și o emoție pentru mine să fiu împreună cu dumneavoastră astăzi aici. Și mulțumesc patrului rector, Daniel Mareș, pentru invitația de a fi la eveniment și comunității fratelui Birgean pentru includerea mea în programul de astăzi. Chiar vorbeam despre faptul că seminarul pentru mine, cel puțin, este o chestiune personală. Având în vedere implicarea tatălui meu, mă gândesc că s-ar fi bucurat foarte mult să fie astăzi aici și ar fi avut un comentariu de genul că s-a înființat în același an cu Partidul Comunist. Și că așa era stilul tatălui meu. Dar pentru mine este personală pentru că în primii 34 de ani din viață am stat la seminar, în afară de 3 ani când am stat la Oxford. Și după aceea, când m-am căsătorit și m-am mutat de la seminar, primul meu birou a fost împreună cu tata în fosta bucătăria noastră și biroul al doilea a fost în camera unui prieten de-a meu, nepotului Socaciu bătrânul, și biroul de acum este în cealaltă cameră a familiei Socaciu. Așa că viața mea s-a desfășurat, probabil că sunt cel mai bătrân acum, că am 61 de ani, locatar al Institutului Teologic Baptist. Deci nu m-am dus prea departe niciodată, deci e o chestiune personală. Dar e o bucurie să fim aici și vreau să vă aduc salutul Facultății de Teologie Baptiste din Universitatea din București și a rectorului nostru, domnul Marian Preda. Poate că oamenii știu mai puțin. Facultatea de Teologie Baptistă a fost înființată în 1992 de Institutul Teologic Baptist, Uniunea Baptistă, Universitatea din București, Ministerul Învățământului și deși în toate rapoartele și în toate rugăciunile baptiștilor din România toți mulțumesc Domnului pentru cele două școli, vă spun că este a treia. Și a treia a dat de fapt toate licențele, nici cei de la Pentecosta nu știu cine a dat licențele, dar nu contează că în catalogul Domnului se contabilizează lucrurile. Dar vreau să mulțumesc astăzi, în momentul acesta, Institutului Teologic Baptist pentru găzduirea pe care ne-a dat-o. Nu numai pentru că, într-un fel, este mama noastră, așa vorbind, instituțional, dar de atunci Institutul ne găzduiește, noi împărțim spațiile, de aceea oamenii nu prea înțeleg ce se întâmplă acolo. Colaborăm foarte bine, predăm împreună, avem programe împreună, conferințe împreună. Și de aceea sunt mulțumitor Domnului pentru această relație, fără de care noi, fără îndoială, nu am putea exista. Dar eu glumind spun că știți cum e acum cu software și cu hardware. Noi nu avem hardware, noi suntem doar soft. Adică facultatea noastră nu are clădiri, nu are nimic. Suntem, prin mila Domnului, stăm pe computerul institutului, pentru care suntem mulțumitori. Sunt și avantaje, să știți, să noi hardware. Sunt foarte mari avantaje. Vreau să o aduc și salutul Alianței Mondiale Baptiste, a președintelui Thomas Mackey, care este profesor în Argentina și pastor, și a secretarului general Elijah Brown din Statele Unite, și al Federației Europene Baptiste, al președintelui Mego Remel din Estonia și al secretarului general Tony Peck din Marea Britanie. Spun acest lucru pentru că în lumea baptistă aceste instituții au de obicei doar rol de reprezentare. Instituțiile noastre ca și Uniunea nu au un rol foarte, foarte puternic, pentru că așa suntem noi, axați pe biserica locală. Dar sunt câteva direcții care întotdeauna au fost susținute și una dintre ele este teologia, educația teologică. Pe lângă evanghelizare și misiune, care este probabil cea mai importantă, a doua este drepturile religioase, libertăți religioase, după aceea este educația teologică și ultima, de obicei, este ajutorare în situații de criză. Și vă dau o temă de rugăciune. Acum, în Myanmar, sunt 1.700.000 de baptiști în 5.800 de biserici și trec prin situații dificile. Dacă baptiștii o duc nu așa de bine în vest, adică în Europa și în America de Nord, în sud și în est, baptiștii sunt în creștere destul de semnificativă. Va fi un congres al Alianței Mondiale Baptiste între 7 și 10 iulie. Dacă mergeți pe pagina de web, vă puteți înscrie la evenimentele astea de părtășie care sunt gratuite și au un soft extraordinar de haios, poți să meargă până la 100.000 de oameni, dar nu se așteaptă la așa ceva, în care poți realmente să te iei pe tine, că e un cerc, și să te muți dintr-un loc în altul, să vorbești cu oamenii, e foarte, foarte ingenios.
În România, învățământul nu are rădăcini foarte vechi. Dacă vă uitați, în multe țări din apus, știți, în Oxford este un colegiu care se numește New College, colegiul nou, și e din 1100. Deci atunci era la ei colegiul nou. Dar în România rădăcinile nu sunt vechi și o instituție de învățământ care are 100 de ani este respectabilă, să știți, remarcabilă. Vă dau un exemplu. Politehnica din Timișoara e de aceeași vârstă cu Institutul Teologic Baptist. Aproximativ, cred că e un an mai veche. Da, deci cam aceeași vârstă. ASEU din București este asemănător. Dar arhitectura din București sau Universitatea de Construcții, unde am fost eu student, sunt mult mai tinere. Deci, nu vreau ca să ne lăudăm, dar totuși ca să punem o perspectivă că baptiștii au fost preocupați de treaba asta. Bineînțeles că nu poți să spui că în 1921 baptiștii au avut o universitate și nu știu ce, dar Socaciu fusese în America, la Louisville și făcuse școală acolo, Adorian fusese la Hamburg și făcuse școală acolo, deci erau oameni educați, nu erau oameni care... Și mereu baptiștii au avut această preocupare. Viziunea pentru această instituție de învățământ a apărut ca o nevoie în urma creșterii spectaculoase a numărului baptiștilor din România. Și vreau să fac apel la unui document pentru care mulțumesc fratelui Bell, el l-a descoperit, o scrisoare de-a lui Mullins, care arată lucrul acesta, foarte interesant. Spune el, cu 30 de ani în urmă a început munca, referindu-se la baptiști prin Transilvania. Evangheliștii înflăcărați au colindat Transilvania predicând Evanghelia Noului Testament. Fiecare convertit părea să devină un propagandist. Mișcarea era la fel ca în Noul Testament. Asemenea scânteilor care se duc în toate direcțiile. Atunci când lovești un cărbune viu, așa și acești baptiști au răspândit adevărul pretutindeni, până când au numărat 13.000 de membri, 90 de biserici și 500 de stații de predicare. Pe vremea aia, baptiștii din România erau în stare să țină statistici. Acum, vai și amar, știți? Deși nu aveau specializări, deși nu știau, acum avem și facultate și tot nu pute la universitate, știți? Astfel, baptiștii din SUA au decis să sprijinească înființarea Seminarului Teologic Baptist. Istoria baptiștilor, citesc din nou, România este plină de povești a unui devotament eroic. Ascultați aici, ceva extraordinar. Un bărbat needucat și totuși foarte eficient, plin de entuziasm și putere, a evangelizat o întreagă regiune, câștigându-și 2000 de convertiți doar prin forțele lui proprii. Mullins era trimis să vadă lucrarea de aici și trebuia să meargă să raporteze înapoi în America. Atât de prins a fost de chestia asta, încât din Veneția el scrie o scrisoare cu treaba asta și le-o trimite de acolo. Nu mai așteaptă să ajungă. După aia spune el, o tânără femeie din Basarabia, persecutată și alungată de acasă, în ciuda multor încercări, a spus povestea lui Iisus oricând pleca și întâlnea mari mulțimi de femei. Ea a vorbit în încheierea conferinței din Siria. Nu știu dacă Consiliul Uniunii o mai lăsa acum, dar în sfârșit. Uimind audiența, în timp ce le povestea despre exilul ei de dragul Domnului Iisus și a lui Dumnezeu, ea avea fluența, coerența lui Frances Willard, simplitatea sufletului unui copil și o pasiune care reamintea de cea Ioanei d'Arc. Incredibil, da? Ea este literalmente cucerită de adevăr. Am povestea ei și a altora în detaliu. Educați această fată și ea va străluci în lumina lui Hristos printre semenii ei. Asta a generat interesul pentru educație. Ce se întâmpla în biserici? Unde Evanghelia stărea ca scânteile care loveau dintr-un cărbune și înflăcărau alți oameni. Baptiștii de Sud au înființat, nu mult după aceasta, un seminar. Și după aceea o școală pentru fete, pentru diaconițe. Școală care a funcționat până la interzicerea cultului de pe vremea lui Antonescu. El spune în continuare, oriunde ne-am dus, bisericile erau neîncăpătoare. Bărbați și femei fiind prezenți deopotrivă, număr egal. Fermieri îmbrăcați în haine lungi, după vechea modă romană, erau prezenți. Mulțimi mari de tineri conduceau cântările. Ei erau așezați în toate bisericile, de o parte și de cealaltă a amvonului, având sarcina de a conduce programul muzical. Ce frumos cântau ei și întreaga congregație. Și mai departe, România este pregătită, coaptă, gata să fie secerată, culeasă. Nu am mai văzut niciodată așa de mare dorință și intensitate sau apreciere atât de pasionată. Am căutat voluntari printre tineri pentru a intra într-o școală de pregătire și am avut cel puțin 100 de răspunsuri. Ce vremuri, nu? Căutăm și noi, da?
Există zeci și sute de tineri și tinere gata să participe de bună voie la lucrarea Domnului. Într-un timp foarte scurt, o școală poate fi umplută. Pe teren sunt deja lucrători nepregătiți care pot fi educați pentru o mai mare eficiență. Întreaga suflare a poporului baptist pare să fie nu numai gata, dar și dornică și nerăbdătoare de a merge mai departe cu munca lor. Nu? Un american care a venit în România și a văzut viața baptiștilor de aici. Ei aparțin clase de mijloc, oameni care gândesc și acționează în numele lor. Și aici încheie el, nu citesc totul, dar spune: primul și cel mai important lucru care ar trebui este înființarea unei școli de pregătire, atât pentru predicatori, cât și pentru lucrătorii bisericii. Locația acestei școli ar trebui să fie stabilită, poate la București, care este capitala acestei țări, dar indiferent unde ar fi construită, trebuie să fie luate hotărâri imediate pentru a demara crearea ei. Așa a început Seminarul Teologic Baptist. Din scânteile date de biserici, din pasiunea dată de biserici. Întrebarea pentru mine astăzi, în momentul acesta, este: cine are prioritate, biserica sau școala? Mă bucur că Daniel, nici n-am vorbit, nu știam ce vom vorbi fiecare, a atins problema asta. Care este impactul învățământului teologic asupra vieții bisericilor? Care sunt formele de învățământ cele mai adecvate pentru vremurile noastre, în care oamenii nu-și mai pot lua 3-4 ani cu ușurință din viață, în care oamenii trebuie să aibă servici ca să-și poată plăti lucrurile, în care lucrurile sunt complicate, în care avem tehnologii de comunicare care schimbă modul în care tânăra generație se raportează la viață. Și mi-a venit aici textul care mi se pare mie paradigmatic pentru învățământul teologic. Învățământul teologic la care mă refer eu se referă la cel care slujește bisericii, că există și unul teoretic care e bun și ăla, nu e absolut nimic rău în orice învățătură. Știți, sunt unii oameni, am auzit un frate foarte celebru de la noi, care el era foarte mare evanghelic și conservator și spune, dacă vă spun numele, știți, dar trăiește și nu pot să-mi permit, știți, și spunea, am citit o carte și am devenit liberal. Păi fratele meu, dacă citind o carte îți schimbi toată universul tău, atunci nu mai citi nimic. Atunci nu mai da drumul la radio, du-te undeva, pune-ți un sac pe cap și stai așa și nu mai fă nimic. Pentru că dacă doar din citirea unei cărți, eu cred că învățământul este foarte important. Dar trebuie cu discernământ și trebuie să vină din viața bisericii. Și textul meu este ăsta, din 2 Timotei. Tu, dar copilul meu, întărește-te în harul care este în Hristos Iisus. Și ce ai auzit de la mine în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere, care să fie în stare să învețe pe alții. Suferă împreună cu mine, ca un bun ostaș al lui Hristos. Nici un ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui ce i-a scris la oaste. Și cine luptă la jocuri nu este încununat dacă nu s-a luptat după rânduieli. Plugarul trebuie să muncească înainte ca să strângă roadele. Înțelege ce-ți spun, Domnul îți va da pricepere în toate lucrurile. Știți, o formă de învățământ care am experimentat-o este cea informală. Pe vremuri, fratele Râncu este aici și mi-a adus aminte de lucrul acesta, îl salut pe fratele Râncu. Când fratele Râncu era student, eu eram mic, nu foarte mic, dar nici foarte mare. Nici n-aveam puțină minte, nici foarte multă minte. Dar când erau în practică la seminar, noi la biserică, mergeam cu tramvaiul și știu că era clasa întâia 30 de bani, clasa a doua 25 de bani și nu ne permiteam să mergem cu clasa întâia toți, mergeam cu clasa a doua, care era tot cam aia, dar în sfârșit. Și pe vagon erau discuții, frații mai se jucau cu mine, dar multe lucruri le-am auzit și le-am prins atunci. Inclusiv glume, poante, na, că eram copil și frații se jucau cu mine. Și asta se întâmplă și în bisericile noastre. Nu vă gândiți că numai la seminar se petrece învățătura teologică. Cum a spus Daniel, vii să lași copilul la biserică și faceți-l teolog la școala duminicală. Nu se poate. Dragii mei, resursa sunt oamenii. Asta este resursa în învățământ. Și vreau să spun, la institutele teologice se lucrează cu materialul clientului. N-ai altceva. Ce-ți trimite clientul, asta ai. Nu poți să trimiți un om care nu e credincios, nu are educație elementară bună, nu știe să se comporte și să vină de acolo un prinț al predicării ca Spurgeon și cu minte și numai așa să-l pui pe pereți ca sfinții. Nu!
Trebuie să înceapă din biserici totul. Aici este resursa cea mai importantă, sunt oamenii. Și aici trebuie ca bisericile să nu uite că trebuie să fim conectați cu realitatea. De multe ori bisericile adoptă niște atitudini de-astea care sunt separate de realitate. Eu vă spun, m-am îngrozit anul trecut. M-am îngrozit la conferința națională. Eu la conferința națională, acum 2 săptămâni, m-am dus și m-am predicat cu mască, pentru că legea așa spune. În interior să ai mască. Și nu spune niciunde că dacă predici să n-ai mască. Din contră, pentru că asta au spus-o ortodoxii și au fost adoptat așa, dar nu. Vă spun, uitați-vă pe pagina de YouTube care a publicat, cum frați, mă bajocoresc pentru că am ascultat legea. Frați de credință care spun, a, ce, n-ai credință, pentru că ascult de lege. Probabil că același frate nu-și plătește impozitul, probabil că același frate minte, poate, nu știu. Dacă nu-i pasă de lege, nu-i pasă de nimic, dar pentru mine nu legea era importantă, ci grija pentru un om vulnerabil. Dacă din vina mea cineva s-ar îmbolnăvi și ar muri, nu mi-aș ierta toată viața chestia asta. Dar nu despre asta vorbesc. Deci, ce vreau să spun? Trebuie să fim conectați la realitate, nu la alte chestii. Și atunci, tot în biserică se întâmplă și asta. Eu cred că aici o povară mare vine pe umerii pastorilor, care trebuie să fie mentori și slujitori. Datorită modelelor de la noi și datorită stilului care... Și eu nu cred că e intenționat, dar așa s-a împământenit și trebuie cumva să ne trezim. Pastorul se vede mai mult ca un lider și ca un coordonator. Dar pastorul trebuie să fie un... Ce spune aici frumos Pavel? Ce ai învățat de la mine? Da? Deci Pavel e un mentor pentru Timotei și spune, du-te și spune, ostașul, suntem într-o luptă, dar suntem împreună. E foarte important. Resursa sunt oameni, trebuie să fim conectați la realitate. Pastorul este un mentor și un slujitor, nu numai un lider care controlează. Îmi spunea, știi, și de aia trebuie să avem preoție universală, înlesnirea tuturor slujirilor. Cred că programele de formare trebuie să fie la nivelul nu numai academic, și la nivelul de jos. Și eu mă bucur aici că în ultimii ani Institutul Teologic Baptist a făcut lucrul acesta printr-un program de formare pentru misiune, printr-un program de formare pentru lideri de tineret și sperăm să extindem aceste programe și eu personal am încercat să mă implic organizând conferințe, nu numai cu pastori. Pastorii sunt obosiți, le știu pe toate, au stresuri, sunt băgați în tabere, care sunt cu Calvin, care sunt cu Arminius, care sunt cu Left Behind, care sunt cu mai stăm pe aici, care cine o să stea cu noi, cine vine, care sunt cu John MacArthur, care sunt cu... Taberele sunt multe. Nu, trebuie membrii bisericii să ajutăm să slujească. Cum spune, să spui ceea ce Domnul ți-a pus în inimă. Te-ai întâlnit cu Hristos. Te-ai schimbat, ți s-a schimbat viața. Spuneți oamenilor. Ce vreau să spun și cu asta închid. Okay. Vreau să spun că învățământul teologic necesar bisericilor este legat de viața bisericilor pe care le slujește. Nu poate să fie separat. Biserica este mereu prima și învățământul al doilea. O creștere dinamică a bisericilor poate genera resurse umane și chiar viziune pentru învățământ. Și învățământul după aceea poate să sprijine această dinamică a bisericilor. Dar mereu și mereu învățământul este o expresie a vieții bisericilor. Deci răspunsul la întrebarea care se pune mereu lui Daniel. Câți studenți aveți la seminar? Știți care este? Câți studenți a trimis biserica ta? Domnul să ne binecuvânteze. Și Domnul să ne ajute să fim în momentul ăsta la 100 de ani inspirați de ce acest american a văzut atunci în Transilvania. Și dacă vreți, fratele Bel are scrisoare, o am și eu, cred că am și publicat la un moment dat în revistă despre ea, slăvit să fie Domnul pentru 100 de ani și să-i fim mulțumitori, fraților, pentru că în zona asta de lume n-au prea fost instituții de învățământ și din condițiile vremurilor și a legilor care au fost aspre și dure.